Salutare, dragilor! Numele meu este Victoria Baltag și doresc să vă întreb astăzi cât de importantă este istoria pentru voi? Cât de mult contează să vă cunoașteți trecutul recent, să învățați din el și să nu-l mai repetați? Sunt actorul Adrian Lepădatu și fac parte din distribuția filmului Experimentul Pitești în regia Victoriei Baltag. Mă aflu la Teatrul Național din București, în foaierul sălii media, în cadrul expoziției de pictură și fotografie Experimentul Pitești. În numele echipei artistice, dorim să facem un apel la memorie și să vă transmitem un mesaj. Din zvonuri de la temniceri, aflăm că sunt numai 4 veri de când ne-au tencuit de vii, în timpul fără ani și fără zi. Noi nu știm când fu vara a patra, dar auzim cum crește piatra, cum crește fierul peste noi, ca iarba aspră pe strigoi. Din zvonuri de la temniceri, afară-i astăzi, mâine, ieri. Nu știm dacă e ieri sau azi, dar auzim zăvor cum cazi, cum grele lespede se închid peste mileniile din zid, cum se îngroapă fără zvon mormântul nostru sub beton. Din zvonuri de la temniceri, noi am murit de 4 veri. Din cauza voastră, nu pot să stau eu de sărbători. Două difenii. Bunchiule. Una mare și albă și alta mare și neagră. Am nevoie de cărți. Tovarășe, nu mai crezi că mie îmi place ce fac? Ne naștem cu el în suflet, cu amândouă. Dar până la urmă e loc pentru una singură. Dă-mă acolo! Mă scârbește cel mai tare cu doar metodele astea dau rezultat. Deținut Moraru. Urmează să fie executat mâine la prima oră. Godon! Vă urez să aveți... Da, ok! Salvă! Noroc! Noroc și noroc. Stai, mă! Că nici n-am început.